diferența între libertarian și libertin, să zicem. Dacă mai există confuzia asta de obicei. Da. E un moment foarte, e un moment foarte bun pentru discuția asta, pentru că tocmai discutam de fapt ăsta că Rothbard n-a fost niciodată un libertin. În sensul de n-a fost libertin, în sensul de bun, hai să definim ce înseamnă libertinism. Păi, de exemplu, atunci când el că spune că n-ai nicio legătură okay, cu libertarianismul, poți să da? Droguri sau Da, deci practic libertarianismul este atunci toată lumea se gândește un că curent, hai să spunem așa. Cum ați defini voi libertarianismul? Eu aș spune așa că libertarismul se definește ca un curent politic, ca o propunere de guvernare a societății, să zicem, sau un sistem de guvernare, pe când libertinismul este un stil de viață, da, un stil de viață care urmărește ignorarea oricăror. Și ba mai mult, poate că nu doar ignorarea. Este urmărirea activă a unor valori hedoniste? Da, hai să zicem așa. Libertate totală. Libertate totală în ceea ce privește orice fel de norme sociale, să zicem, orice fel de norme, sau mă rog, să spunem așa, o negare. Că nu e doar o ignorare, e o negare a valorilor conservatoare, să spunem, sau, nu știu, familie tradițională. Deci libertinajul ar fi mai de stânga. Nu glumesc. Din punct de vedere libertarian e și de dreapta, pentru că, după cum ziceam, libertarianismul este un sistem care spune doar să nu agresezi pe cineva. În măsura în care implică ceva agresiune, atunci se opune la lucrul ăla. Dacă nu implică agresiune, nu se opune. Numai că ceea ce încerc să argumentez este că e foarte îndoielnic că dacă ai o societate bazată pe valori libertine, reușește societatea aia să aibă un sistem libertarian în ultimă instanță. Adică cred că mai devreme sau mai târziu o să vezi intervenționism acolo, o să vezi și istoric vorbind, dacă te uiți, cam vezi lucrul ăsta, da? Bine, cineva poate spune, ok, nu știm, poate să vor o societate care dorește valori din astea, nu știu, dispariția familiei și așa mai departe, nu știu. Deci o societate din asta e foarte îndoielnic, cel puțin cred că se poate argumenta că va duce, e foarte îndoielnic că va duce la o societate liberă în ultima instanță, adică pierzi libertatea, că cam asta e. Nu cred că poți să ai libertate în orice condiții. Cred că poți să ai un sistem liberal, un sistem libertarian în condiții de valori conservatoare. Adică eu sunt pe poziția lui Rothbard în ultima instanță, dacă era după cum ziceam, paleolibertarian, adică un libertarian cu valori conservatoare.